Aeroportul Târgu Mureș anunță în fiecare an că își propune să crească numărul de călători. Pentru asta însă trebuie asigurate condiții europene. Problema lipsei curselor care leagă orașul Târgu Mureș de aeroportul Transilvania există de câțiva ani buni. Acum a fost ridicată și de consilierii locali prin prisma faptului că acționarul principal aeroport este chiar Consiliul Județean. Datoria noastră este să oferim servicii de calitate tuturor călătorilor care Consiliul Județean Mureș a scos la licitație acest traseu, el a fost adjudecat, au fost probleme cu îndeplinirea obiectului de activitate al acelei curse, respectiv acestui contract, și operatorul acestui curse Târgu Mureș Aeroport a renunțat la acest traseu ca fiind deloc rentabil pentru firma care a câștigat. Anual, județul investește sume importante de bani pentru funcționarea și investițiile la aeroport, sume care ar putea scădea treptat dacă aeroportul ar reuși să-și crească veniturile prin atragerea de noi operatori aerieni și turiști. Dar cât de importanți sunt pasagerii dacă pagina de internet aeroportul este numai în limba română, neexistând secțiune nici măcar într-o limbă de circulație internațională, cum ar fi limba engleză? Este foarte important și este o mare scădere a aeroportului dacă este numai în limba română. Este inadmisibil și vom face corespondența necesară cu aeroportul pentru a lua măsuri în remedierea acestei situații. Consiliul Județean Mureș a alocat aeroportului Transilvania pentru acest an 4,2 milioane lei pentru funcționare, la care se mai adaugă alte 4 milioane de lei destinate realizării programelor de infrastructură.